și noi ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să răsfăim împreună catalogul Avon din campania 2. Știu că vin așa puțin la spartul târgului, am mai spus asta încă o dată și în unboxing, dar totuși știu că sunt persoane care preferă și părerea mea, care vorba aia, cunosc produsele de 10 de ani. Deci am trecut la sali de 10 de ani și zic, haideți să dăm drumul să vă zic ce găsesc eu interesant. Este prima oară când îl răsfăiesc. Știu că m-am uitat ceva online la acest catalog să văd prețul la un parfum. Atât. În rest, haideți să ne luăm împreună surpriza. Bun. Avem așa, vedeta catalogului, știți deja, în primul rând, că este dependent până pe 21 februarie, campania 2. Fiecare campanie acum ține câte o lună. Vedeta catalogului este acest parfum, Attraction Game. Avem un parfum cu un parfum fructat proaspăt, ciocolată neagră, acord hipnotizant de arome cu o urmă persistentă de ambră și acorduri lemnoase. Ați înțeles, da? Bun. Și avem așa varianta de parfum simplă, 85 de lei sau dacă vreți să faceți cel mai bun deal din viața voastră, cel mai bună afacere, 89 de lei, aveți și mini apa de parfum și loțiunea de corp. Desigur, desigur, avem și variantă pentru el, care miroase bine, așa la prima impresie, se simt oricum notele picante, se simte imediat piperul, se simte imediat cardamonul. Ciocolata încă nu o simt și notele de lemn și lapte, interesant parfum. La fel, două produse 87 de lei, 85 de lei parfumul și balsamul după rasa 13 lei. Și variantele clasice deja apărute. Anul acesta te îndrăgostești de tine. Auziți ce planuri sunt pentru anul acesta? Iubiți-vă mult că meritați. Bun, avem așa, spumant de baie la 1000 de mililitri la 17 lei. Celebră în ambalaj nou la 22 de lei. Rujuri, rujuri, rujuri. Foarte multe rujuri, 16 lei fiecare. Rimel volum light. Care teoretic ar trebui să dea un volum, dar să fie mai light, la 19 lei. Creioanele pentru ochi, pentru buze și pentru pârsene, desigur, pentru pârsene, că vă știți. Unul cu 11 lei, două cu 20 de lei, adică 10 lei bucata. Avem Today la 120 de mililitri, la 100 de mililitri la 120 de lei, foarte scump prețul. Avem Today variantă de 50 de mililitri la 79 de lei, foarte scump prețul. Decât să luați așa, mai degrabă luați așa la set, măcar mai aveți și... Să vă să nu vorbesc prostii, dar are 50 de mililitri. Mai aveți și o loțiune de corp și încă un parfumel de 10 mililitri în plus. Produse pentru ten de la 15 lei. 15 lei fiind corectorul acesta, avem și fond de ten din acesta compact și pudră compactă. Dacă vă interesează. Desigur, iubire fără inimi în frunte, desigur o roșie. Oricare nuanță la 12 lei. Produsele acestea pentru corp din gama Recovery Plus la 6,50 lei balsamul, 400 de ml de loțiuni de corp 16 lei și cremă de mâini la 6,50 lei. Știu că parcă erau non-alergice, erau foarte bune la ingrediente, parcă asta știu că văzusem la cineva. Serul pentru păr la 14 lei, destul de mărișor. Avem serumul acesta pentru luminozitatea tenului la 49 de lei. Cam așa este de obicei, dar nu știu sigur dacă primul sau al doilea ingredient este alcool. Are mult alcool în el. Asta este cert. Black Suitage pentru bărbați, dacă vă interesează să faceți și pentru el un cadou, 49 de lei. Numai dacă vă interesează, adică nu e obligatoriu. Doar voi știți, nu? Așa. Today Tomorrowless pentru el 79 de lei. Era 59 de lei. Ce s-a întâmplat? Stimați tovarăși și prieteni, ce s-a întâmplat? Avem așa, unul cu 26 de lei și al doilea cu 14 lei, deci 20 de lei fiecare, cam acesta este prețul. Sunt niște spray-uri parfumate, deci sub apă de parfum, apă de toaletă, nu au cea mai bună rezistență. Unul cu 55 de lei, al doilea cu 25 de lei, deci în total avem 80 de lei, 40 de lei bucata, din ce vedeți aici. Cam acestea ar fi prețurile în mod normal.
și unul cu 45 lei și al doilea cu 16, 41, deci 20,5 lei bucata. La fel, cam acestea ar fi prețurile normale. Știu că și la bărbați cam la 20 de lei se învârte acestea și acestea sunt undeva la vreo 22 de lei, deci prețul este destul de bunișor. Eu nu mă uit în cameră când filmez, mă uit așa pe sub camera, așadar sper să fiu un cadru, ca de fiecare dată. Avem mascara, acum era să zic, wow, ce preț bun, că de obicei nu este sub 20 de lei. Deci avem așa, comandă produse în valoare de 50 de lei din broșură și puteți să comandați produsele acestea la prețuri speciale. Dacă aveți de 50 de lei, puteți cumpăra un produs la preț special, dacă aveți 100 de lei, puteți cumpăra două. Cam așa ceva scrie pe aici. Și, doamne, cât de bine miroase persivul de când nu l-am mai încercat, da. Cred că trebuie să-l scoși eu de la naftalină, că l-am și eu. Deci avem așa, rujurile lux la 16 lei, de obicei sunt 22 de lei, la fel ca și rimelul și acum tot 16 lei este. Persivul pentru ea este la 40 de lei, prețul este destul de bunișor și avem și persivul pentru ea la 40 de lei pentru 100 de mililitri, la fel, preț bunișor. 10 lei fiecare lac de unghii. Și haideți să trecem la machiaj. Avem așa, baza aceasta pentru machiaj. Pentru ten gras și mix, cred că aceasta este cu silicon și cealaltă este hidratantă, parcă așa era, la super preț 15 lei, creionul pentru sprâncene 15 lei, 16 lei conturul acesta pentru ochi și 15 lei rimelul acesta este foarte bun, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar m-am înțeles destul de bine cu el. Marea Bătălie comandă minim două produse de la paginile 48-57 și le poți obține la super ofertă cu prețurile roșii. Deci un produs este la prețul acesta negru, dacă cumpărați doar unul, și dacă aveți oricare două, deja prețul este acesta cu roșu. Da. Prețul mi se pare a fi diferență de 8 lei, de exemplu aici, mi se pare o diferență destul de bunișoară. De obicei acesta este cam 20-22 de lei. Și acesta, l-am avut și acesta este ok, l-am avut și acesta este ok, am și variantele acestea, ceva, am și acestea, pentru că v-am zis, fiind de atât de reprezentant, am șansa să încerc mai multe produse. Flawless Ultramat, mi-am luat o nuanță chiar deschisă, deci chiar m-a nimerit cu nuanța și îl am și pe acesta, încă nu am apucat să mă joc cu el, dar așa la prima impresie știu că era foarte lejer pe ten. Mai avem așa, rimel cu 19 lei, la fel la ofertă sau cu 21, luciu la 10 lei, acesta este foarte bun la preț. Mă scuz, 20 de lei, oricum este bun că este 20 în loc de 28, 30, cam așa, prima oară am văzut 10, 11 lei, mă scuzați. Așa, rujul acesta clasic, care v-am zis că eu caut o nuanță și nu găsesc, adică caut o gamă că s-a scos și nu o mai găsesc, dar asta este o altă poveste. De la 12 lei avem produsele din gama Color Trend. Avem încă o dată produse pentru machiaj. Avem și varianta aceasta Power Stay. Foarte rezistente, chiar rezistente. Uleiul pentru buze 20 de lei mi se pare a fi foarte scump. Eu l-am avut în varianta aceasta, cred că și Marine Petal și parcă a fost cât a fost, cât de cât ok, dar după a prins așa un miros destul de ciudățel, nu m-a încântat prea tare. Produse de la Lux. Creion pentru sprâncene 2-in-1, adică pe o parte este creionul și pe o parte este pensula aceea care ajută foarte mult la uniformizarea nuanței. Trecem la produsele pentru unghii. Acesta este scump. Dacă nu știați, vă spun eu. Pure 22 de lei. Preț bunișor. Trecem la parfumuri și avem Faraway Rebel. Mi se pare foarte happy pagina aceasta, așa, foarte colorată. Dacă vreți, puteți să comandați... Nu puteți. Cred că primiți cadou o mostră din aceasta dacă comandați un produs de aici, cred. Maxima Icon, am și o variantă mică, mi-am luat-o și miroase foarte bine, foarte bine, chiar mă bucur că am cumpărat-o, cu toate că nu aveam nevoie încă de un produs în plus, asta este sigur.
18 lei variantele de 30 de mililitri, preț foarte bun. Păcat că doar atâtea sortimente au, deci nu sunt mai multe variante. Mie mi-ar fi plăcut să fie toate variantele de parfumuri în variante așa mititele. Mi se părea a fi o chestie foarte, foarte tare. Dar asta este. Aici avem variante de 100 de mililitri la 59 de lei, preț foarte bun. 4 arome la 55 de lei. Ambalajul cred că face toată treaba, pentru că este deja ambalaj și dacă vrei să oferi cuiva un mini cadou, așa un cadou aș mititel, cred că mi se pare a fi destul de ok. Oricum, aromele sunt bune. Avem Today, avem Far Away, avem Attraction și Eve True. Night Orchid, la fel mi-a plăcut, știu că era un parfum destul de bunișor și avem și variantă de parfum cu loțiune și cu mini parfum la 55 de lei, prețul este bun. La fel și cu Rare Pearl, cred că în mod normal 45, cam așa era doar parfumul și acum să le avem și la set, prețul este bun. Love Inspires, care a ajuns la 49 de lei de la 89 de lei când s-a lansat, mi se pare, adică varianta Her Story, mi se pare un preț destul de bun. Și la fel, 49 și varianta Her Story clasic. Aceasta este Love Inspires, a doua, un flanker. Și aceasta este varianta clasică care s-a lansat, adică prima variantă, mai bine zis. Deci puteți să comandați cu 2 lei o mostră din noul acesta parfumel sau puteți să comandați cu 15 lei varianta de 10 ml. Eu v-am zis când am răsfoit My Avon Magazine, din câte mi se pare mie așa la primul sniff-sniff pe catalog, mi se pare că miroase a Avon Mystique, varianta aceea de gel de duș de la Sensis. Mie așa mi se pare, vanilie, bourbon, nufăr și note de trandafir. Acolo mă duce cu gândul sau oricum sigur a mai fost ceva la Avon în această aromă. 100%. Mixează 1 cu 15 lei, 2 cu 21 de lei, 10 lei 50 bucata și avem și loțiuni de corp, avem spray-urile acestea parfumate de corp și avem variantele de mini parfumele. Voi să văd dacă este ceva în plus, nu cred, de obicei, acestea care sunt de obicei. Trecem la produse și pentru partea masculină. Avem 25 de lei, le găsea și la 20 de lei variantele acestea, mask sau individual blue. Avem full speed la set, 72 de lei. Foarte, foarte bună gama aceasta de la Wild Country. Știu că mai este încă ceva așa și încă unul pe albastru. Mi se pare a fi foarte reușite parfumurile pentru bărbați. Seturi pentru el la 26 de lei. Trecem la produse pentru îngrijirea tenului. Cel mai bun preț din acest sezon, 14 lei și chiar nu l-am mai văzut de mult la 14 lei, de obicei era 16, 18, chiar 22, deci dacă vă place apa micelară, eu zic că este momentul să o cumpărați. Cred că am varianta aceasta și cred că am avut-o și pe aceasta, dar cu siguranță avea alt ambalaj. Cred că aceasta nu are, haideți să, stați că trebuie să dau mai de aproape că sunt bătrână și nu mai văd. Deci fiecare dintre ele nu au parfum, nu au alcool și nu au sulfați, scrie aici, dar da. Neon nu mai vede. Bun, ce mai avem aici? Produsele acestea de la Clear Skin. Mare grijă, majoritatea sunt pline de alcool. Produsele cu cannabis sativa. Aici avem outlet-ul cu produsele la reducere. Am și eu acesta roșu, este interesant.
Produsele acestea sunt împotriva luptei cancerului la sân sau pentru lupta împotriva cancerului la sân, așa, organizare, foarte bine. Aici niște chestii foarte interesante, niște echilos modelatori și mai avem așa un sutien care este din dantelă, are și mărime XL, deci mărime destul de mărișoară și așa pare destul de interesant, are o prindere frontală, 65 de lei, eu de obicei mai caut așa ceva prin magazine, dar fiind o mărime mai mare în partea de sus, bine și în partea de jos, asta este altă problemă, de obicei rar găsesc, sunt doar mărimi foarte mici. Ceva nu. Avem așa pentru Valentine's Day, dacă sărbătoriți voi iubirea numai într-o zi din an, avem difuzor cu aromă, love, deci cu aromă de dragoste și lumânare cu aromă de dragoste, pară iasomie, ylang ylang, vanilie și musc. Sunt curioasă să văd dacă fac și uleiul acela special pentru ceva de genul. Uitați, sunt și, dar nu sunt. Teoretic, aici ar trebui să fie și aceste chestii, care, ceară din aceea pe care să o pui acolo, dar văd că nu este. Pijama, dacă vă interesează, 80 de lei. Nu știu dacă este neapărat cel mai bun preț. Deja se vede că vine primăvara și sunt așa foarte multe chestii primăveratice. Deci, 17 februarie este ziua pisicilor. Țineți cont. Mă scuzați. Dacă aveți acasă, vei o pipică, faceți un cadou, luați-o în brațe, iubiți-o mai mult, mai mult. Set de 4 bijuterii placate cu aur de 18 carate, 149, 150 de lei. Arată așa foarte bine. Gentuțe, accesorii de toate felurile. Geantă. Mă gândeam că este rochia. Rochia arată interesant așa la prima impresie. Ce vă ziceam de varianta aceasta de sutien din dantelă este și pe verde, dacă vă interesează. Avem așa o chestie nouă, o gamă nouă de la Planet Spa, care miroase foarte bine. Foarte, foarte bine miroase, este cu ceai verde chinezesc. Și avem așa, exfoliant pentru corp 24 de lei, cam în jur de 20, 22, 26 se învârt prețurile pentru aceste exfoliante. Oricum, pe mine nu m-a dezamăgit niciunul din această gamă. Avem spray-ul pentru față. La 13 lei, nu știu dacă are alcool, deci nu știu, dar oricum cred că l-aș da pe corp. Și avem așa, unt de corp energizant 24 de lei sau la set la 50 de lei toate aceste trei produse. Mai zis, de mirosi, miroase chiar foarte, foarte bine. Să vedem ce avem aici. Produsele acestea deja le știți, sunt celebre la ei. Cred că noutatea este doar acolo. Văd că n-au și mască de față sau produse pentru ten. Deci doar spray-ul acela. Suplimente pentru odihnă și relaxare. Dumnezeule, Doamne! Da, avem nevoie. Și odihnă și relaxare. Pijama infuzată cu parfum, care induce vise calme și lungi. Și șosete parfumate, dacă vă interesează. Da. Nu știu ce parfum, dar da, cu lavandă. Nu, nu, mulțumesc, nu mulțumesc. Și pătră la fel cu lavandă. Dacă vă place lavanda, dați înainte cu tupeu. Eu n-am treabă cu lavanda, așadar o să zic pas. Avem difuzor de arome. Eu am deja două. Nu, nu, două. Dar acesta mi se pare a fi așa de zile mari. Arată atât de frumos. E atât de frumos mi se pare că arată. Și avem și uleiuri cu vanilie. Nu tind prea mult să întind după vanilie, așadar nu mă îngândă. Avem cu lavandă, care v-am zis că nu-mi place. Acesta cu iasomie albă, îl am deja. Varianta frescată, mi se pare cea mai reușită de până acum ce am încercat de la ei. Și mi-am luat și varianta aceasta Happy and Uplifting. Sunt curioasă să văd cum este când o să-l pun în lampă. Papuci de casă. Iarăși. A, plovăr cu imprimeu. Era să zic iarăși pijamale.
Trecem la produsele pentru păr și avem pentru bucle fabuloase, care, sincer să fiu, mă cam încântă un pic să văd dacă are gama totală, pentru că aș vrea un pic părul meu să mai prind așa niște bucle mai sănătoase. Teoretic el are bucle sănătoase, dar practic el este foarte gras la rădăcină și se îngrașă foarte repede, dar fiind un păr creț ondulat, pe lungime este destul de uscat și se usucă foarte repede și este combinația perfectă. Voi să văd, dar cred că nu este variantă pentru bucle, din păcate. Mi-aș fi plăcut, chiar mi-aș fi plăcut să fie ceva și pentru bucle. Așa pe toată, adică toată gama, și șampon, și balsam, și mască, și tot. Produse de la, nu, de la 10 lei. Cu ocazia asta ia să încerc eu cum miroase acest produs. Pentru că v-am zis că, da, miroase foarte bine. Pedigrain, Ylang Ylang și lemn de santal. De obicei, Ylang Ylang și lemn de santal îmi sunt pe plac, așadar miroase bine. Cel mai bun preț din an, fiecare cu 18 lei, am nevoie, cu siguranță n-am nevoie, o să cumpăr. Stăm în dubii la răspunsul acesta. Am zis că mi-au ceva cu rodie să încerc, n-am mai dat. Dacă știți deja că n-am mai dat comenzi la ei, în aceasta a fost prima dată, cred că din noiembrie, așadar asta spune multe. 17 lei crema aceasta pentru corp, foarte scumpă. De obicei era și la 13 lei. Gelul de duș la 720 ml la 17 lei, la fel le găsea și la 11-12 lei. Produse pentru copilaj, produse pentru corp. Doamne, iarăși am vorbit aproape. Cred că facem 20 minute până la final, asta este, știți că mie îmi place să vorbesc. Expert Exfoliation Foot Mask. Nu este cel masca aceea care se desface așa, pielea doar exfoliază prin acizii care sunt în compoziție. Produse pentru picioare. Mă cam lasă glasul. Așa. Trecem la produse pentru corp. Gel de duș, cred că varianta veche. Acum știu că sunt în variante noi, în hăinuțe noi, mai bine zis, doar hăinuțele. Avem seturi de 5 produse și de data asta aveam 3 seturi la 30 de lei. Avem variantă pentru el, care are și un gel din acesta pentru mâini, Evan Care, cu 64% parcă l-asta alcool, foarte bun. Și faptul că este așa cu pompiță îi potențează efectul, pentru că mi se pare a fi mult mai ușor de folosit. Avem varianta pe roz, cu cireșe, cu hibiscus și cu chestii roz. Și avem varianta aceasta cu macadamia. Deci avem săpun lichid cu macadamia, cremă multifuncțională. Și partea aceasta este cu piersi. Și avem spumant, spray de corp și gel de duș. Ceva nou. Avem spumant și cremă de mâini. Separat la preț sau la 14 lei setul. Foarte dulce mirosul, foarte, foarte dulce. Fructe de pădure și vanilie. Spray-urile acestea pentru corp la 9 lei fiecare și spumantele de baie la 500 de ml la 11 lei fiecare. Uitați că vor să evadeze, dar noi nu o să le lăsăm. Avem produsele la 11 lei, gel de duș și săpun. Gama aceasta nouă cu ce ești tu? Mandarină suculentă și ghimbir. Știu că ceva cu mandarină mai era la începuturile Avon-ului și chiar îmi plăcea foarte mult. Seturi de două produse la 22 de lei. Și cred că primiți cadou și o mostră de loțiune dacă cumpărați un set din acesta. Prețurile sunt foarte bune. În mod normal, acest produs este undeva la vreo 18 lei și dacă ar veni gelul de duș la 4 lei. Produse de la, 9, de la 8 lei fiecare. Avem gelul de duș la 8 lei. Gel de duș la 8 lei și loțiune 8 lei 50.
șampon și mască la 8 lei, avem spumantele 8 lei, gelul acesta intim la 8 lei, deci majoritatea sunt la 8 lei, ce este în plus sunt la 8 lei 50, deci cam tot aceeași treabă. Ce mai avem aici? Caută ofertele wow pentru ziua femeii în flyerul nostru special. Presupun că o să se dea comandă din ăsta și o să primim un flyer special. Ofertă limitată între 1 a 2 și 14 a 2. Avem așa, setul acesta imari ruj și cu mask frizz la 35 de lei. Pensulă 20 de lei. Avem fard pentru obraj cremă la 20 de lei și rujul acesta la 10 lei. Și pe ultima pagină avem așa, cremele de la Oniu la 30 de lei sau la 39 de lei sau la 69 de lei dacă cumpărați setul. Bun. Haideți să vă arăt așa cum o să arate și următorul catalog cu un rimel nou. Cam acesta a fost catalogul de astăzi, iar așa am vorbit mult, știți deja că eu vorbesc mult de fiecare dată. Spuneți-mi dacă ați găsit ceva oferte interesante în el. Eu mi-am făcut așa un target mental, să nu mai dau comenzi la Ivan, decât doar în momentul în care vrea cineva ceva și doar așa, și atunci să nu-mi iau multe lucruri pentru mine, pentru că am foarte multe lucruri și vreau să le mai termin din ele. Un fel de no buy, așa, ceva de genul. Dar, oricum, așa, din punctul acesta de vedere, mi-am setat așa că n-am nevoie de nimic, dar de fiecare dată se întâmplă să mai am nevoie de câte una, câte două. Cam acesta a fost catalogul. Spuneți-mi, v-am zis, dacă v-a plăcut, dacă l-ați găsit interesant, oferte, ceva, prețuri. Vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa! All I wanna, all I wanna.